Bun găsit, dragi prieteni! Am citit o știre legată de un studiu cu privire la preferințele românilor la petrecerea vacanțelor din această vară și ca destinații cele mai căutate sunt stațiunile de pe litoralul românesc în proporție de 27-28% dintre români preferă să-și petreacă vacanța de vară la Marea Neagră în România. 20% preferă să meargă la munte și alți 20% preferă să plece în afara țării, în Grecia, în Turcia, dar și în Albania. 2,7% dintre români preferă să meargă în Albania, pentru că acolo restricțiile sunt mult, mult mai mici. Așadar, e o veste bună, poate și turismul se va își va reveni cumva în această perioadă. Anul trecut a fost destul de greu încercată această ramură a economiei. Vă pup și ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată vă doresc!